motivație care să-l scoată pe un om din casă și să vină să zică, domnule, hai să vedem ce au făcut ăștia acolo. Și atunci, aproape 1.000.000 de euro s-au mai dus pe câteva etape de istorie. Practic, este vorbind despre o lecție de istorie virtuală a Olteniei în ceea ce facem aici. Cu siguranță că foarte multă lume a fost în străinătate și a vizitat muzee. De la Madame Tussauds până la alte tipuri de muzee. Și vă spun că acest muzeu nu este mai prejos decât acele muzee. Vă veți convinge, după ce ați vizitat această expoziție de bază, și cu siguranță foarte mult craioveni și olteni care vor veni în cursul zilei de sâmbătă, cred, da? Când este seara muzeilor și când, cu siguranță, este cel mai mare aflux de vizitatori. Prin ceea ce s-a realizat acum, s-au pus în operă cele mai importante obiecte și cele mai importante descoperiri care sunt în patrimoniul acestui muzeu. Puse de o manieră în care fiecare înțelege fiecare etapă a istoriei. Mi-a plăcut și că nu v-a fost teamă nici măcar de perioada comunistă, care în continuare este tabu. Și a fost și aceasta cu sufragerie de bloc. Parcă ne-a amintit de acele vremuri, în momentul în care am văzut această expoziție. Țin să vă felicit pentru ce ați făcut. Suntem foarte mândri de dumneavoastră. Eu sunt convins și fac apel la presă și vă mulțumesc că sunteți aici să spuneți despre aceste lucruri. Pentru că orice craiovean și oltean și doljean care va avea o vizită de la București, de la Cluj, de unde o vrea sau din străinătate și vrea să-i arate ceva, cu siguranță că poate să-i arate și ce avem aici. Pentru că dincolo de foarte multe lucruri, a vorbit domnul director despre istorie și despre istoria culturală a Craiovei. Și dacă, așa cum am mai auzit și alte dăți, dacă există o asemenea istorie culturală a Craiovei. Păi acest muzeu are peste 100 de ani. Muzeul de artă, că-l văd pe domnul director și se frânță, are peste 100 de ani. Biblioteca, pentru că e domnul din Diric aici, are peste 100 de ani, da? Casa Băliei are, încă nu știm când a fost construit, da? Parcul Romanescu are peste 100 de ani, da? Minerva are peste 100 de ani. Case vechi de peste 100 de ani. Păi, nu înseamnă istorie. Că la americani, 100 de ani înseamnă jumătate din existența lor. Așa că, eu invit și pe craioveni, dar și societățile de turism din Craiova să-și prezinte mai cu forță și cu mai multă putere orașul, să poată să existe tururi ale Craiovei și aceste obiective să fie cuprinse în aceste tururi. S-a instituit acest obicei de a sărbători în perioada 21 mai, zilele Mihai Viteazul. Și ceea ce se întâmplă astăzi este un lucru care închide cumva ceea ce ne lipsea. Pentru că trecând în revistă zilele trecute programul acestor manifestări dedicate lui Mihai Viteazul, am constatat că marea majoritate a participanților la aceste manifestări vin din alte zone. Cavaler medieval, pe care îl aduc aminte de epoca medievală, meșteșugar, toți vin din Ardeal. Și adică noi ne sărbătorim Mihai Viteazul din Ardeal sau Casa Băniei este Craiova. Ce avem noi legat de Mihai Viteazul? Ce avem noi legat de istoria Craiovei? Ăștia sunt evenimentele care se ne scoate în evidență. Am fost obișnuiți, ani de zile, să fim odești. Și am pierdut pasul cu celelalte zone ale țării noastre. Nu
nu mă refer la alte țări. E momentul să scoatem capul, e momentul să scoatem în evidență tradițiile noastre care sunt enorme, sunt frumoase, pe care le iubim, să nu ne mulțumim, să admirăm tradițiile din alte zone ale orașului, ale țării, și să ne bucurăm atunci când am făcut o, eu știu, excursie în, în Maramureș și în Bucovina sau în alte zone ale țării, pentru că nu sunt cu nimic mai prejos tradiție și frumusețile noastre. Este foarte greu să vorbești pentru că președintele Consiliului Județean și după primarul Craiovei. Nu rămâne decât să vă felicit, domnule director, să vă felicit și pe dumneavoastră, domnule președinte, și pe dumneavoastră, domnule primar, pentru toată implicarea de care ați dat dovadă în toată această perioadă. Și îi felicit din suflet pe toți colegii mei de la Muzeul Olteniei, care au pus în urmă ca această expoziție să fie un succes. Vă îndemn pe toți să o vedeți, pentru că vă rămâne impresionați cu siguranță și Doamne ajută să ne vedem la cât mai multe astfel de manifestări. Vă mulțumesc frumos!